Cheltuielile mari de întreținere cu sala sporturilor și sala de atletism a fost analizată de către Ministerul Tineretului și Sportului. Într-o discuție pe care am avut-o la minister, mi s-a reproșat că cheltuim prea mulți bani pentru întreținerea sălii și că dacă nu avem bani pentru întreținere, să închidem sala. Ori Direcția Județeană pentru Sport Bacău, spre deosebire de alte direcții din țară, nu poate să-și permită lucrul ăsta pentru că Bacău se mândrește cu un sport de un înalt nivel, oricât le-ar conveni unora sau nu să recunoască. Directorul instituției bacăoane subordonate Ministerului Tineretului și Sportului recunoaște că sunt probleme cu banii, dar nu poți omorâ performanța. Banii pe care îi obținem din vânzarea acestor abonamente nu vor fi investiți decât în sala sporturilor și pentru că am amintit de lucrul ăsta, suntem într-o situație financiară destul de delicată, ne așteptăm la încăsări mai mari și iată că nu le avem, ori competițiile internaționale bat la ușă și mai mult decât atât, cerințele federațiilor internaționale sunt deosebit de mari. După ce direcția a fost faultată dur de minister, Radu Ababe a primit o veste bună privind organizarea meciurilor de volei din Liga Campionilor. Încercăm să facem față situațiilor, deși, vă spun cu toată sinceritatea, este foarte greu. Iată, numai Federația Internațională de Volei ne solicită pentru meci 8 puncte de internet prin cablu, deși părerea noastră este că 3 rutere de wireless ar fi fost de ajuns. Da? Mă rog, este ceea ce doresc ei și nu ne putem abate de la reguli.